Acum vom găti o mâncare, de fapt o rețetă din Spania, foarte comună acolo, tortilla de patatas sau pe românește turtă de cartofi. Pentru acest lucru avem nevoie de ulei de măsline, 4 cartofi medii, piper, sare, o ceapă medie, 2 căței de usturoi, 5 ouă și cam 150-200 grame de șuncă, de bacon, de mușchiuleț, de șunculiță, afumătoră în general. Am spălat cartofii și acum încercăm să-i feliem cât mai subțire, precum chipsurile. Evident, cantitatea de cartofi și de ingrediente vă veți face în funcție de dimensiunile tigăii. Nu, cred că e de ajuns așa. Așa. Și... Să mai facem o altă cu asta toată. Așa. Când ar agază. Punem ulei de măsline. O să se încingă în prima dată întâi. Pune în cățeie de usturoi, vedeți că sunt cu tot cu coajă. Așa, am început să... Și punem cartofii. Mă opt puțin apă.
Așa. Luăm ceafă. Cât mai mărunt. O să înceapă să înmoaie. După ce se cartofii se înmoaie, pot fi să sfărâmați. Șunculița.
suntem feliuțe. Acum când au prins culoare toți, să-ți adăugăm și ceapa. Desprindem astea. Asta e perfect asta. Acum trebuie să furăm ce e. Un pic. Așa, să vină mai crocantă. Ok. Într-un bol cinciou, cum am spus, calciu. Așa. Scoatem ustoiul. Nu avem de loc nevoie de el, dar să vedem de al doilea. Aici
Așa. Untăm. Batem ouăle. Gata. Și punem cartofii nou. Așa. Combina. Punem sare. Puțin piper. Și adăugăm și șunca. Și asta o să văd așa bine. Tartă. Tartă bine? Și cu asta acum apoi la tigaie.
Probabil acum o poartă. Ținem aici. Asta e tortilla de patatas. Un deliciu. Dacă voi puteți să faceți treaba asta, e un deliciu, foarte simplu, foarte gustos. Ideea este că dacă eu pot să fac treaba asta, puteți să faceți și voi.